Ministrul Finanțelor anunță schimbări în conducerile ANAF și la Autoritatea Vamală. Marcel Boloș a declarat aseară într-o emisiune la Digi24 că se va ține cont de performanțele înregistrate de cele două instituții anul trecut. Aceste propuneri de schimbare a conducerii ANAF și a Autorității Vamale va pleca în zile următoare, mă rog, să fie propuse aceste schimbări și, sigur, de decizia este la domnul prim-ministru. Nu există ANAF și autoritatea vamală cu conducere lipsită de performanță. Sunt cele mai importante instituții ale statului român. Ne uităm la planul de venituri pe care l-am avut în cursul anului 2023 și la realizările care... La cât sunt? Anaful e la cât față păi, de plan? În ultima lună pot să spun cu mândrie că după lungi eforturi și discuții și măsuri pe care le-am implementat, Anaful a fost în luna decembrie cu două premiere. Întâi de toate și-a realizat planul la venituri, dar până am ajuns în decembrie cu această performanță, numai eu știu și cu doamna președinte cât am muncit astfel încât să putem să avem cele 35,5 miliarde lei. Și a doua performanță a fost că direcția mari contribuabil general mari, contribuabil, 16 miliarde planificat venituri, 16 miliarde realizări. Deci au fost, banii nu au venit așa peste noapte și am muncit foarte mult. Păi Dacă... pe cine schimbați? Pe subalterniei? Păi, pe ceilalți? Pe șefii de direcție? Sunt, vor face parte din propunerea de a fi revocați din Toți? Da. Vreți să-i schimbați pe toți vicepreședinții ANAF? Da. Iar la văm? La VAMI urmează cât de curând să vedeți schimbările. De asemenea, cum am menționat, sunt schimbări care sper să aducă profesionalism și să implicare în realizarea obiectivelor de investiții, când numai Autoritatea Vamală Română are două proiecte de importanță majoră pentru țară, scanerele și introducerea sigiliului electronic al mărfurilor arături de simplificarea procedurilor uh, vamale, ceea ce nu este puțin lucru. Guvernul va adopta în ședința de astăzi o parte dintre revendicările transportatorilor și fermierilor. Pentru transportatorii va fi modificată modalitatea de cântărire la vamă. Lor li s-au promis și fluxuri speciale la granițe și în portul Constanța. Totuși, ministrul finanțelor, Marcel Boloș, atrăgea atenția seară într-o emisiune la Digi24 că trebuie analizate cu atenție deciziile astfel încât să nu afecteze implementarea PNRR. Am, discutat despre aceste tipuri de revendicări și felul în care ar urma să le soluționăm pentru că ele pe de o parte privesc angajamente pe care le avem luate față de Comisia Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și uh, prin politica de coeziune și avem și măsuri care, uh, fiind sub monitorizarea aceasta a deficitului bugetar și orice măsură care ar slăbi combaterea evaziunii fiscale, uh, ar oferi Comisiei Europene argumente pentru a lua eventuale măsuri și de aceea trebuie, cum am precizat, să analizăm sub toate aspectele revendicările și, sigur, mai degrabă, oamenii au nevoie de sprijin direct pentru ca să poată să își ducă activitățile și investițiile pe care le au atât în domeniul agricol, dar și transportatorii se să poată să-și desfășoare activitatea în condiții normale. În ceea ce privește partea de accize și taxa pe valoare adăugată sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene. Ceea ce putem face este subvenționarea acestui preț, cum îi spunem noi, la motorină, deși ne-am dorit ca toată acea listă de revendicări care, pe bună dreptate, cum am spus, e o muncă grea în agricultură și merită tot respectul pentru munca pe care o fac agricultorii. Totuși, noi trebuie să fim atenții ca prin măsurile pe care le luăm să nu întoarcem și să le facem mai mult rău oferind Comisiei Europene argumente să ia cele mai radicale măsuri. Pentru fermierii Ministerul Agriculturii a promis bani în plus pentru culturile din 2022, dar și pentru crescătorii de animale. Tot fermierilor li s-au promis subvenții la acciza carburanților, dar și diferite credite subvenționate de stat. Între timp, protestele au continuat ieri a opta zi la rând în Vămi, dar și pe principalele drumuri ale țării și în mai multe orașe. Arhiepiscopul Tomisului a ajuns în această dimineață la DNA. Teodosie a fost chemat de procurorii anticorupție pentru a da mai multe explicații în dosarul în care este cercetat pentru cumpărare de influență. Prelatul ar fi promis unui om de afaceri un procent din banii pe care acesta urma să-i obțină pentru arhiepiscopie de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Totuși, Teodosie nu a ajuns la timp la audierile de la DNA, ci cu o întârziere de câteva zeci de minute, motivând Că a venit direct de la slujbă și s-a împărtășit. În dosar mai este cercetat și un alt consilier din Arhiepiscopia Tomisului. <fixi> România și-a majorat capacitatea de producție a energiei electrice de 10 ori anul trecut, comparativ cu 2022. Este vorba despre mai bine de 600 de megavați în plus, la care se adaugă alți 1000 de la cei care au devenit prosumatori, anunță ministrul energiei Sebastian Burduja. Producția a fost majorată datorită noilor centrale puse în funcțiune. Aproape 500 de megavați sunt din surse solare, 70 din eoliene și aproape 60 de megavați din hidrocarburi. Sebastian Burduja subliniază că România devine tot mai atractivă pentru investitorii în sectorul energetic, în special în segmentul energiei verzi. Ne așteptăm ca la finalul de 2024 creșterea să fie și mai mare, având în vedere că am reușit să finalizăm finanțarea proiectelor din investiția 1 PNRR care însumează aproape 1700 de megavați, a adăugat Burduja. Actualul primar din Gura Vadului, dar și fostul Edil, au fost plasați sub control judiciar. Marius Nicolae Sora și Constantin Lungu sunt cercetați în dosarul care investigează cauzele incendiului de la ferma Dacilor. Simultan, o funcționară care lucra la serviciul urbanism a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată de fals intelectual și abuz în serviciu. Toți trei au dat ieri declarații în fața anchetatorilor. Procurorii suspectează că avi Vizele primăriei Guravadului au fost date fără verificări reale în teren. Vă reamintim, 8 persoane au murit în a doua zi de Crăciun, după ce pensiunea a ars complet. Președintele partidului extremista Aur informații false pe bandă rulantă în spațiul public. Recent, George Simion a făcut mai multe afirmații îndoielnice despre garanțiile de securitate pe care România le-ar fi promis Ucrainei la reuniunea Forumului Economic Mondial de la Davos. Trebuie subliniat că România nu a negociat garanții de securitate. Acestea presupun, între altele, sprijin militar sau politic în cazul unei amenințări sau agresiuni externe. În schimb, România a negociat un acord de securitate Bilateral, un acord de ce presupune cooperarea în domeniul securității și schimb de informații. Simion a mai vorbit și despre un așa zis stat subteran, termen folosit intens în discursurile populiștilor. Detalii suplimentare sunt pe site-ul pesenius.ro Meteorologii anunță vreme mai caldă astăzi, cu maxime termice cuprinse între 5 și chiar 14 grade. Cerul va fi acoperit însă în majoritatea regiunilor și sunt așteptate ploi prin vestul și nordul teritoriului. La munte va ninge. În capitală, vremea va rămâne închisă astăzi, iar la amiază termometrele vor arăta cel mult 11 grade Celsius.